puțin capitolul 8 din Faptele Sfinților Apostoli. Sunt lucruri interesante la care trebuie să stăruim. Capitolul 8 cu 7. Căci din mulți care aveau duhuri necurate, duhurile răgneau cu putere și ieșeau. Deci accentul este pe minuni, ceea ce înseamnă un lucru foarte periculos, pentru că dacă iei omului sacrificiu personal, nu mai ajunge la înțelepciune, nu mai simte pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trebuie cucerit și găsit singur, ca să rămânem în El și să-L recunoaștem ca stăpân. Și este făcut așa accentul să se construiască o biserică, un Iisus viu care a făcut miracole, este important pentru ei. Ei știu foarte bine că oamenii caută comoditățile și confortul în viață, că nu vor să sacrifice binele niciodată. Atunci preferă ritualul, care nu îi responsabilizează și nu le schimbă nimic. Și preoții și călugării sunt fericiți și oamenii la fel. Duhurile răgneau, aveau duhuri necurate. Asta înseamnă că atacul asupra exteriorului, acuzația, critică, învinuirea, judecata, toate astea prezintă răgnetul duhurilor întunecate din noi. Deci duhurile întunecate au agresivitate puternică. Luptă și își apără binele. Fără absolutizarea unui bine, nu există luptă, ci nici suferință. Apoi, iar când au crezut lui Filip, care le bine vestea despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei s-au botezat. Asta era important pentru ei, să se supună bisericii și ritualului religios. Nu să învețe pe oameni cum să se schimbă pe ei înșiși. Niciun cuvânt nu este spus. Oamenii trebuie să le spui direct. Dacă nu le spui, nu fac. Și ritualul, investirea împărăției lui Dumnezeu, botezul, nu se referă la sacrificiu personal și nu ridică casnele, pentru că nu este înfrângere de sine acolo, este Dumnezeu. Și uitându-se la semnele și la marile minuni ce se făceau, era peste măsură de mirat. Dar se poate ca masele să fie așa de ignorante. Ele vor ceva fără muncă, fără sacrificiu de sine. S-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și minunea, au pus mâinile peste ei, ei au luat Duhul Sfânt. Ceea ce este imposibil. Niciodată nu s-a întâmplat asta și nu se va întâmpla. Fără sacrificiu personal, nu faci spațiu gol și n-ar unde să vină Dumnezeu. Adică ei vreau orgoliu și cine să-l scoate? Că nu scoate nimeni. Orgoliu rămâne acolo. Mai înfrângea de sine îl scoate. Și abia pui mâna pe ei, nu are loc unde să vină Duhul Sfânt. Nu are loc. Dar în modul acesta, oamenii bisericii capătă autoritate și putere asupra omului simplu, care în ignoranța lui crede orice. Îmi place formula lui Petru, când Simon a cerut și el să aibă aceste puteri, să pună mâinile și să dea Duhul Sfânt, și a zis, banii tăi cu tine odată să fie de prăpăd. Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se câștigă cu bani. Dar nu se câștigă nici prin punerea mâinilor. Se câștigă numai prin sacrificiu personal. Într-o minciună, în altă minciună. Tu n-ai parte, nici sorți la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu ești înfrânt cu inima. Asta înseamnă inima nu este dreaptă. Ești golit de sine, de eu. Ca să poată să vină Duhul Sfânt. Nimeni nu îți poate lua munca. Cerfa personală. Dumnezeu așa a făcut lucrurile, să cucerim singuri această înțelegere, înțelepciunea și iubirea, fără motiv. Căci văd că ești fiere de amărăciune și prins în legăturile nedreptății. O să ne străduim să citim mai cu atenție, pentru că fiecare propoziție este importantă. Și să le pătrundem înțelesurile ascunse. Ești fiere de amărăciune și orgoliu, gol, n-are ego puternic, are o stare de amărăciune continuă, de mulțumire. Și prins în legăturile nedreptății. Nedreptate, adică ești prins în căutarea interesului propriu mai presus decât toate. Pentru că atunci faci nedreptate. Pui binele tău mai presus de orice. Dă și soluția, de aceea pocăiește-te de această răutate a ta, adică renunță la ego, egoul este rău, și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Jertfa de sine este în sine rugăciunea. Sacrificiul personal este chemarea lui Dumnezeu. Este rugăciune. Nu e cere dăm ceva, ci o chemare a lui Dumnezeu. Când tu te duci în jos, Dumnezeu vine spre tine, pentru că ai făcut loc. Și fără sacrificiu și jertfă personală, Dumnezeu nu are unde să vină. S-au întors și au propovăduit Evanghelia. Evanghelia să fie un set de instrucțiuni cum să te înfrângi pe tine. Atât. Dacă vorbește despre rugăciune, miracole, minuni, nu vorbește despre sacrificiu personal. Fără să scaze goul, nu are loc unde să vină Dumnezeu. Și nu poate să vină miracol la tine. Și este modalitatea prin care ți se ia miracolul. Hoți de Dumnezeu, preoții și biserica. Acolo unde este închinare, la exterior, la Salvator, la un Dumnezeu pus în afară, nu este închinare în interior. Acolo lipsește jertfa de sine.
jertfa personală. Pentru că dacă te-ai sacrificat pe tine, te-ai simțit mulțumit. Ai simțit pe Dumnezeu în acel sacrificiu. În faptul că îi faci pe oameni fericiți. Mulțumirea lor va fi mulțumirea ta. Acela este miracolul, acela este prezența lui Dumnezeu. Când îi faci pe oameni fericiți, cum să fii mulțumit? Cum să fie Dumnezeu cu tine? Dumnezeu chiar asta și face. Sacrifică pe sine să ne țină pe noi în viață. Și faptul că noi facem același lucru, îl mulțumește, îl bucură. În modul acesta ne unim cu El, făcând ceea ce El face. Foarte interesant, nu trebuie citit în grabă. Filip l-a auzit cum citea pe prorocul Isaia, un bărbat din Etiopia, citea mergând. Și l-a întrebat, înțelegi oare ce citești? Și el a răspuns, cum aș putea să înțeleg de nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să șadă lângă el. Deci ca să înțelegi ceva, trebuie să fie Dumnezeu cu tine. Dacă să fie El cu tine, tu trebuie să fii înfrânt. Ca să vină la tine, să-ți dea înțelegere, înțelepciune, inspirație. Și apoi, ce este mai important? 8:32, locul din scriptură pe care îl citea era acesta. Ca o oaie spre înjunghiere a fost adus și fără glas ca un miel înaintea celui care îl tunde, așa n-a deschis gura lui. Asta este starea divină. Ca o oaie spre junghiere, deci fără reacție, total abandonat, fără lupte și fără apărare, învins. A fost adus și fără glas, ca un miel înaintea celui care îl tunde. Deci fără ripostă, fără luptă, fără apărare, ca un miel înaintea celui care îl tunde. Asta este starea divină și n-a deschis gura. Deci n-a zis nimic. Asta este starea prezenței lui Dumnezeu. Aici trebuie să ajungem. Un fel de privitori, observatori, în starea în care să dăm voie vieții să fie, să curgă, să se exprime de ce formă vrea ea, fără să intervenim și fără să gândim că e ceva greșit, pentru că nu este ceva greșit, Dumnezeu le face pe toate așa cum sunt. Mai ego-ul nostru împarte în păcat, în păcat, după preferințele lui. Când facem lucrul acesta, când am împărțit, noi ne-am ridicat mai sus și am devenit o ființă întunecată, am coborât pe Dumnezeu, noi ne credem superiori și îl judecăm pe El. Asta facem. Într-o smerenie, judecata lui s-a ridicat. Deci când ești smerit, înfrânt cu inima, nu mai vin cazurile peste tine. Nu te mai judecă Dumnezeu. Căci viața lui s-a luat de pe pământ. Deci nu mai putea să fie concentrat pe materie. Era desprins. Apoi este accentul pus din nou pe Iisus, că mereu mișcă totul în direcția de a-L ridica pe Iisus cât mai sus. Pentru că asta este important pentru ei, miracolul, Iisus care învie, în ideea că dacă a înviat, a făcut miracole, poate să facă și acum, legat de faptul că nimeni nu vrea să se sacrifice pe sine și toți oamenii vor să primească ceva fără o jertfă personală. Iar Dumnezeu nu le dă absolut nimic decât în urma unui sacrificiu personal, îndelungat. Apoi, botez. Deci, botezul ia responsabilitatea personală. Te botezi și nu mai ai nevoie să faci un sacrificiu de sine sau a binelui propriu. Ăsta este mesajul bisericii și oamenii l-au înțeles perfect. Ei se duc la biserică ca să nu facă jertfă de sine, să nu se înfrângă pe ei, pentru că doare și nu le convine să-și piardă bunăstarea. Ei își apără bunăstarea. Ritualul, biserica, este modalitate prin care le este amplificată bunăstarea. Sunt ajutați să câștige cât mai mult. Să vină stăpânii să le ia taxe și impozite și să fie duși la luptă, război, pentru că sunt divizați. Biserica divizează. Dumnezeu este peste tot. Când îl pui numai într-un anumit loc și condiționezi ajungerea la El prin ritual, rugăciune, liturghie și mai departe, meditații, respirații, faci lucrul acesta și condiționezi, te ia legătura cu Dumnezeu. Cei care ți-au pus condiția devin stăpânii tăi automat și te stăpânesc. Tu îți pierzi independența divină, pierzi divinitatea. Ce înseamnă asta? Nu te mai străduiești să te înfrângi. Asta este divinitatea care o pierzi. Aștepți ca stăpânul să te salveze. Deci totul este făcut în așa fel încât să se întărească ego-ul Lucifer. În această așezare a lucrurilor, Lucifer este întărit. Dar bineînțeles că Dumnezeu este în spate a întregii acestei strategii, pentru că omul vine îmbrăcat aici cu o haină luciferică, trebuie să fie distrusă. Dumnezeu îl ajută să își o destrame singur. Se duce, se închină la idealuri sinte, își crește orgoliu foarte tare, devine agresiv, respinge ceea ce nu se potrivește idealurilor sfinte și începe să urască. Atunci Dumnezeu trebuie să vină să-l oprească și nu are nicio scăpare. Ori este atacat din afară de oameni, ori prin el însuși naște stare de zavistie, care singur distruge tot ceea ce a pus el mai sus. Dumnezeu îl pune. Singurul păcat care există este idolatria. Dumnezeu sublinează lucrul ăsta în Vechiul Testament, începând cu prima poruncă. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci idol. Să mă iubești din toată inima ta, din tot sufletul tău. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Să nu-ți faci idol este păcatul. Nimic nu poate să scadă păcat decât înfrângerea de sine, suferința ego-ului, durerea corpului. Și asta se întâmplă, pentru că ego este legat de corp,
Dumnezeu lovește ego-ul prin corp, și scade idolii. Deci nimic nu ajută, nici o rugăciune, nici un botez, nici un ritual, nici o respirație, nici o meditație. Până nu scazi ego-ul, ca să scazi ego-ul, trebuie să constrângi corpul, să-l limitezi, să-l restrângi, să-l împuținezi. Împuținarea corpului este scăderea ego-ului și distrugerea idolilor de perfecțiune și excelență, excepționalitate. Credința, cred în Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Nu se întâmplă absolut nimic. Credința este un act de jertfă. Credința, iubirea, reprezintă sacrificiu personal, înfrângerea binului propriu, renunțarea la el. Împuținarea aceea face spațiu gol unde să vină Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este cea care ne rezolvă toate problemele noastre. Niciodată nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla ca cineva să muncească în locul tău, să-ți ia ție greutățile. Nu ți le poate lua nimeni. Greutățile sunt înălțare. Ai nevoie de ele. Necazurile, dureri, suferințe sunt înălțare. Vin cu atât mai puternic necazul spre tine, cu cât orgoliul este mai mare. Și trebuie să vină. Și nimeni nu te salvează. Oamenii doar sunt blocați să nu poată să înțeleagă că singura soluție de apropiere de Dumnezeu este jertfa personală pentru celălalt. Sacrificiu binului propriu. În toate variantele lui. Să te lași folosi, să dai dreptate celuilalt, să nu luți pentru adevărul tău, să fii de acord cu toate părerile, să dai integritate celuilalt, să mergi spre oameni de jos în sus cu tot respectul. Tu, Dumnezeu meu, tu, stăpânul meu, eu, sluga ta. Asta este afirmarea prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu tine atunci când spui lucrul ăsta. Deci e vorba despre tine, eu sluga ta. Adică tu te pui jos. Celălalt este mai bun decât tine. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă închinarea la Dumnezeu. Celălalt este mai bun decât tine. Îl pui mai sus. Ca să poți să-l pui mai sus, tu trebuie să te duci în jos. Altfel nu vei pune mai sus. Când ți este bine, vei crede superior. Oamenii care zic că sunt credincioși nu sunt deloc credincioși. Toți creștinii nu sunt credincioși. Pentru că își pun binele mai sus, caută întâi binele lor. Nu-i sacrifică nimeni binele. De aceea vine cazul peste ei tot timpul. Sunt cei mai necredincioși creștinii. Nu sunt umili, n-au smerenie, n-au modestie. Caută tot timpul mai mult bine pentru ei. Și de unde vine ăsta? De la Salvator. Ceva a pus mai sus îi determină să caute mereu ceva mai sus în viață. Ce este reprezintă întâlnirea ego-ului. Deci aici lucrurile sunt descrise ca o povestire, ca un basm. Cel care povestește nu a participat la situațiile respective, pentru că nu putea să fie în mai multe locuri deodată, să facă o mulțime de lucruri, de la o propoziție la alta. Trebuia să fie parte din poveste și nu este. Capitolul 9. Afirmația aceasta, o lumină din cer l-a învăluit odată ca într-un fulger și Saul căzând la pământ a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Deci când faci un rău celuilalt, te prigonești pe Dumnezeu. Greu ți este să izbești în țepușă cu piciorul. E imposibil. Și aici un lucru foarte interesant, vrea să stăruim, l-a trimis în cetate, Saul s-a sculat de la pământ, dar deși avea ochii deschiși, nimic nu putea să vadă. Asta e situația noastră a tuturor. Adevărata vedere este a te purta ca suflet pe pământ, purtarea sufletului. Atunci vezi față către față pe Dumnezeu. Atunci l-a luat de mână și l-a băgat în Damasc și 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat, nici n-a băut. 3 zile. Și asta este soluția. Frângerea de sine. Nu botezul, nu vestirea brăției lui Dumnezeu, nici tămăduirea, nici vindecările, nimic. Aici se arată adevărata cale. 3 zile n-a mâncat și n-a băut. Exact ca la Estera. Și asta este rugăciune. Deci înfrângerea de sine este rugăciune. Zice aici Domnul, scoală-te, mergi pe ulița care se cheamă ulița dreaptă și la casa lui Iuda întreabă de un om din Taras cu numele Saul, căci iată este în rugăciune. Adică n-a mâncat și n-a băut, pentru că nu vedea. Adică a trebuit să se înfrângă pe sine 3 zile să se poată ridica vălul de pe față. Asta este rugăciunea. Te spune cu adevărat ce înseamnă rugăciune. N-a mâncat și n-a băut 3 zile. Și consecința, Domnul vorbita către el. Mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea păgânilor și a împăraților și a fiilor lui Israel. Și omul care se înfrânge pe sine este vas ales în fața lui Dumnezeu. Face dreptatea lui. Și mai departe. Căci eu îi voi arăta câte trebuie el să sufere și cât de mult trebuie să sufere pentru numele meu. Și numai suferința te îndumnezește. Atunci, cum să le ia cineva oamenilor suferințele? Ca să nu mai vadă pe Dumnezeu? Cum să fim noi atât de răi încât să le luăm oamenilor mântuirea? Suferința te mântuie. Căci eu îi voi arăta câte trebuie el să sufere pentru numele meu. Deci după înfrângerea de sine de 3 zile în care n-a mâncat și n-a băut apă,
El a primit vederea clară, vederea cu sufletul, și s-a umplut cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vine numai în urma înfrângerii de sine. Și nici un botez, nici o împărăție a Dumnezeu, nici un Iisus Hristos care să facă minuni și miracole nu te poate salva, nu poate să facă această muncă în locul tău. Nu se poate. Prin înfrângere de sine, prin sacrificiu personal și jertfă, jertfa binului propriu, renunțarea la mai mult binele său, te umpli de Duh Sfânt, pentru că spune clar aici. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solți și iarăși a văzut și, sculându-se, s-a botezat. I-a adăugat din nou botezul. Pentru că lucrurile trebuie să fie învăluite în mister, nu trebuie înțelese de toată lumea, cât de ce care trebuie. Iar a luat-o cu propovăduirea lui Iisus, ca să facă unitățile militare numite biserici. Asta este rolul lor fundamental. Cheamă la luptă. În caz de război, face soldați și bun plătitor de taxe și impozite. Întrește orgoliu, atrage asupra lor suferințe de toate felurile, pentru că ce le dă? Idoli, virtuți, idealuri sfinte, reguli absolute, principii filozofice sau religioase bătute în cuie. Punându-le mai sus, ei încep să urască ceea ce nu corespunde lor. Te crezi superior, așa ai făcut diavol. Toți sunt diavol. Toți care se închină la idealuri sfinte, de perfecțiune, de excelență. Te crezi superior, aleși, deosebiți, atunci îi văd pe ceilalți greșiți și îl văd pe Dumnezeu greșit. Luptă cu el. Asta face biserica. Te aruncă în luptă cu Dumnezeu. Te aruncă în iad. Lucrurile astea sunt știute de mii de ani. Este singura modalitate prin care noi putem să fim controlați și conduși. Este singura modalitate prin care ei ne pot stăpâni. Ca să ne ia puterea divină. Puterea divină stă în înfrângere de sine. Acolo e cea mai mare putere. În jefa personală, în sacrificiu personal. Exact ceea ce nu le convine oamenilor, aceea este cea mai mare putere pe pământ. Exact aceea. Nu le place. Nu le place munca, puținul, merenia, modestia, simplitatea. Ei vor mereu mai mult, dar în modul acesta se închină la diavol. Când a depășit necesitatea, a apărut închinarea la satana. Predicare, predicare. Nu e nevoie să vezi pe nimeni. Toată omenirea asta este la poruncă de sus. Cine să vezi pe Dumnezeu? Timpă-te pe tine. Atunci nu te mai atacă nimeni. Este singura rezolvare. Înfrânge-te pe tine. Milește-te. Se ridică casnele. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o va urgisi. Nu ai pe cine să înveți. Oamenii au programele lor prin care trebuie să treacă. Nu pot fi luate. Dacă încerci să înveți pe cineva, asta mereu se repetă aici, te ridici pe tine că zici că ești deștept, că Dumnezeu din fața ta e prost. I-a dat omul acela suferință. Cum poți să spui așa? Te ridici pe tine, îl cobori pe Dumnezeu. Îl ataci așa. Crește agresivitatea interioară. Îl contrezi, contrazici pe Dumnezeu. Îi iei puterea și lasă că eu te vindec pe tine. O duh întunecat din tine. Eu o brăsnicie incredibilă, o răutate imensă și oamenii nu-și dau seama de asta. Nici nu se gândesc. Urmează un ritual și gata. Care se duc să își întărească afacerea lor. Afacerea mea, afacerea mea. Ce ai făcut cu ea? Miracolul este pus lupa pe ridicarea lui Iisus mai sus. În numele lui Iisus. Iisus cel simplu și modest a uitat toată lumea. În clipa în care a zis să întorci și obrazul celălalt și să dai și cămașele pe tine, au fugit toți. Sau că nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu că dacă ți-ai crucea. Că dacă dai tot, e pierdut pe oameni. Dar special au făcut asta, să rămână doar Iisus cel de sus, care face minuni. Când de fapt cea mai mare minune este suferința prin care omul este pus să treacă. Suferința, greutățile, dificultățile vieții te înalță, te îndumnezeesc și nu pot fi luate. Aceea este minune. Întâmplă cea mai mare minune când te înfrângi pe tine, când ți-ai depășit limitele, când te-ai împuținat și ai ajuns în simplitate, modestie și smerenie. Ce poate să fie un miracol mai mare decât smerenia? Umilința, inima înfrântă. Nu există așa ceva. Asta este șarlatanie. Să-i strici pe oameni la cap, stai puțin, vin eu din afară și te vindec pe tine, Doamne. Tu nu știi ce faci. Soarele de iubire acolo. Vine Iisus cel de sus și zice, Dumnezeu, voi toți sunteți răi. Dumnezeu a zis că toți suntem sfinți. Mai suntem sfinți? Voi toți sunteți răi. Uite, am pregătit aici 70 de vindecători pentru tine. Vin aici să scot duhurile întunecate din tine, tu, Doamne. Nu este o prostie, o rușine, o brăznicie, o răutate. Adică induce ideea că nu e nevoie să faci nimic, nu e nevoie, munciți acolo, câștigați cât mai mult, faceți avere, averea voastră și veniți la noi, punem mâna pe capul vostru, vine Duhul Sfânt peste voi. Vi se iartă păcatele. Aiurea. Și în continuare, de mii de ani, omul se duce, practică ritual, nu se schimbă pe sine, își întărește averea. De fapt, renunțarea la avere este salvarea vieților. Împuținarea de sine, renunțarea la belșug, la bunăstare, la comodități, la confort, la stabilitate, siguranță, înseamnă apropierea de Dumnezeu. Exact ceea ce nimeni nu face. Pentru că lucrurile sunt așezate în asemenea mod cât nimeni nu se
referă la renunțarea la mai mult binele omului. Nimeni nu spunea asta. Renunță la tot ceea ce ai mai mult decât îți trebuie. Asta ar fi fost o adevărată scriptură, pentru că spunea adevărul. Și în momentul în care faci lucrul acesta, viața ta se schimbă imediat. Vezi rezultatele pe loc. Cum poți să spui? Vino, botează-te, ascultă ce-ți povestesc eu, spun mâna pe cap și o să vină Duhul Sfânt și o să-ți ierte păcatele. Păi cu averea aceea ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce faci? Iisus cel simplu și modest a zis, nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu decât când renunți la avere, la tot ce este mai mult. Este mai ușor să intre cămila prin urechile acului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Uite ce frumos am spus. Omul ia acest adevăr spus de Iisus cel simplu, crede că este una cu Iisus de sus. Nu se poate. Dumnezeu pedepsește pe cel care intervine peste el cu obrăznicii. Adică e soare de iubire peste tot. Iisus cel sus și foarte sus și foarte sus, nici nu mai vedem cât de sus a fost ridicat. Spune Dumnezeu, voi toți sunteți răi. Stai puțin, e soare de iubire peste tot în toți. Soare de iubire este rău, că ne ține în viață, pentru ce e rău? Că ne ține în viață, ne dă aer, ne dă lumina, soarele, ne dă apă, ne dă să mâncăm. Menține celulele în funcțiune, face 1.000.000 de operații pe o celulă și 10 la puterea 14 celule, trilioane și trilioane de celule. Bate inima noastră, ține respirația în funcțiune și el cu enfază, dar proști suntem, efectiv, cu enfază, îi spune Dumnezeu, tu, soare de iubire, ești prost. Uite că te păcălesc eu de nu te vezi. Am pregătit pentru tine 70 de vindecători. Scoate duhuri întunecate din tine, tu, Doamne. Facem roboți, inteligența artificială, credem grozav și urâm pe Dumnezeu. Pentru că atunci când cauți mai mult bine pentru tine, belșug, bunăstare, comodități, confort, toate astea, crezi superior. Îl vei nega pe Dumnezeu. Deci biserica a dus la ură pe Dumnezeu. Ce înseamnă absolutizezi idealul sfânt? Ură pe Dumnezeu. Asta înseamnă. O rușine pentru omenire. Omul acesta. Și sunt și majoritatea. A nebunit de cap. Cred că viața înseamnă să adun cât mai multe satisfacții pentru corpul lor. Dar nici măcar acela nu e al lor. Pentru ego. Toată lumea se ocupă numai de Lucifer. Să-i fie mai mult bine lui Lucifer. Să-l salveze pe Lucifer. Toate vin din faptul că nu știm că Dumnezeu e peste tot. Toate de iubire este în tot ceea ce există în mod egal. În mod egal. Să umbli în frica Domnului. Și omul care este înfrânt este umil. Este jos de tot. Și acest respect pentru tot ceea ce există poate spune că este frică de Dumnezeu să nu-l supere. Și în același timp, plângea de sine este chemarea într-ajutor a Sfântului Duh. Pentru că duci cursa pistonului gotic în jos, în spațiul gol vine Dumnezeu, miracolul, Duhul Sfânt, se împlinește orice vis. Asta este cea mai mare putere. Și nimeni nu se duce spre ea. Adică, învrângi pe tine, în spațiul gol vine Dumnezeu, spune iată-mă ce dorești și se împlinește orice dorință. Și nu vrem asta. Nu vrem. Incredibil. Iarăși cu vindecarea. Enea, te vindecă Iisus Hristos. Când la Dumnezeu corpul poate să moară ca să fie salvat sufletul. Nu există nicio vindecare din afară. Trebuie să te înfrângi singur. Nimeni nu-ți poate lua înțelegerea, înțelepciunea, pentru că greutățile astea înseamnă îndumnezeire. Că ei greutățile ei îndumnezeirea. Bun simț să aibă și nici măcar bun simț n-au. Greutate incredibil de mare văd. Aici. Zici că vine un locuitor al lui Dumnezeu și te salvează. Totul este numai divin. Iar dacă îl vezi pe Dumnezeu peste tot, ai nevoie de salvatori. Mai ai nevoie de stăpânitori și ei își pierd puterea. Puterea lor există atâta timp cât te divizează. Divide et impera. Și te divizează și te conduc. Te dețin. Te stăpânesc și fac ce vor cu tine. Pentru că te vei supune lor. Pentru că nu știi că ești liber. Nu știi că ești liber. Și singura soluție de a te apropia de Dumnezeu este de a te îndepărta de materie, de atracții fericite la aceste lumi. Îndepărtezi de ele, te apropii de el. El înaintează spre tine. Îți face viața frumoasă. Îți ridică casnele, îți dă sănătate, fericire, viață lungă, durată de viață. Tot ce vrei, pentru tine și copiii tăi. Și nimeni nu vrea asta. Nimeni. Și bucurie de viață îți dă. Care era diferența între muncitorii de la conducte și oamenii care ieșeau din biserică? Amărâți, triști, nenorociți, care urau viața. Cei de la conducte râdeau, mâncau mici și beau bere. Asta înseamnă viață. Asta e bucuria vieții. Unde e viața? Și-a bătut joc de oameni. Și nici măcar nu-și dau seama. Nu întâmplător le zic că sunt proști. Miliarde de idolatri, toți proști. Și toți creștinii sunt proști. Normal. Se închină la idol. Este armă. Idolatria este armă de distrugere în masă. Acum se perfecționează. Nu mai este nevoie de religii. Locul lor va fi luat de inteligența artificială. Nu e nevoie să înveți pe nimeni. Fiecare om are pregătit de Dumnezeu lecțiile lui proprii pe care trebuie să le depășească și nu pot fi luat. Oamenii fac ceea ce scrie acolo în planul divin. Dacă cineva vrea să le ia greutățile, îi aruncă în suferințe și mai mari. Le ia bolile și vor primi boli mai puternice. Nu este nicio scăpare. Și asta fac medicii. Pentru că nu se înțelege care este cauza necazului, suferințelor, pierderilor și bolilor.
Cauza este un orgoliu foarte mare. Dar medicamentele și operațiile nu se referă la orgoliu sau oricare alt tratament. Nu scad orgoliu. Și până nu este scăzut ego-ul, nu te vindeci. Dacă oprești o boală, va veni o alta, mai puternică. Ce îi aruncă pe oameni în iad, îi și omoară. Sunt cioclii. Și preoții, și medicii, toți iluminatii, sunt cioclii. Când îi iei omului greutățile și suferințele, îl omori. Un singur lucru poate fi făcut, prevenire. Adică tot timpul să te înfrângi pe tine și să nu ajungi în situații extreme. Și chiar și când ești în situații extreme, dacă ești hotărât să te restrângi drastic, întâi oprești mecanismul de degradare. Depinde de cât de hotărât ești, cât de înfrânt cu inima ești, cât de umil și cât de generalizată este strângerea aceasta de sine. Atunci pornesc mecanismele de reparare și de întinerire. În puținarea este salvarea. Dumnezeu nu e sus, e jos. Căutăm în sus, nu știu. Vrem să suferim mai mult, dar tot jos vom ajunge, tot la el. Exact ca la picătura din ocean. Nu îi folosește la nimic că se duce în sus. Va cădea la loc în ocean. Accentul este pus pe miracole venite din exterior, ca omul să nu mai facă nimic. De fapt, ceea ce convine și vrea. Și le spune, nicio problemă, veniți aici, vă rugați la biserică, dar răutățile, suferințele vor crește, iar te vei duce acolo și te iarăși. Zice că nu te-ai rugat destul. Mai trebuie să mai vii la biserică, să dai acatiste, să dai bani. Și așa întărești puterea și autoritatea stăpânirii asupra ta. Când adevărata minune este chiar suferi ei miracolul pe care Dumnezeu le-a dat. S-a rugat și a spus, Tavita, scoală-te! Și s-a sculat. Și interesant este că nimeni, de când a fost scris Noul Testament, nu a experimentat aceste lucruri niciodată. Nimeni nu a putut să le ia oamenilor greutățile, suferințele, durerile, bolile. Pentru că sunt generate din un orgoliu puternic. Trebuie scăzut orgoliu. Nimic din ceea ce este o acțiune din afară nu poate să scadă orgoliu. Orgoliul se scade prin înfrângere de sine, într-un efort personal de sacrificiu și jertfă personală pentru binele celuilalt. Continu. Adică ar fi absurd. Este imposibil. Dumnezeu a dat legea aceasta a înfrângerii de sine. Singura cale de a ajunge la el, inima înfrântă, Dumnezeu nu va urgisi, și de îndumnezeire, și noi vrem fără durere, vrem fără jertfă, vrem fără sacrificiu personal, dar nu se poate. Deci fără să scazi ego-ul ăsta, nu vine nicio schimbare, niciun miracol nu vine. Iar scăderea ego-ului este miracolul. Scăderea orgolului este cea mai mare minune posibilă. Și asta înseamnă jertfa personală. După mii de jertfe de sine, Dumnezeu a venit și a zis, iată-mă. Deci i-a trebuit lui Solomon mii de jertfe de sine. Ce înseamnă? Să-și lase binele. Să fie sluga tuturor. După mii de asemenea situații în care a fost sluga tuturor, Dumnezeu a venit și s-a ridicat asnele. Și a îndeplinit orice dorință. Și el a vrut înțelepciune. Oricum înțelepciune îți dă în momentul în care te jertfești pe tine. Și la îndumnezeire, la înțelepciune. Capitolul 10. A văzut un înger al lui Dumnezeu. Ce este, Doamne? Și îngerul a zis, rugăciunele tale și milostenile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Cum mergem la capitolul precedent, care a explicat ce înseamnă rugăciune. 3 zile fără mâncare și fără apă. Deci sacrificiu personal este rugăciune. Deci ego-ul se duce în jos, îl trage pe Dumnezeu, pentru că natura lui este să ocupe golul și el vine imediat. Asta înseamnă rugăciune. Dar nu e o rugăciune că cer ceva. Este o golire de sine, chemare. Când scazi ego-ul, chem pe Dumnezeu. Dar ceva milostenie tale, sacrificiu personal pentru ceilalți. Sau suiți pe pomenire înaintea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu le aude, le ascultă. De cum să ajute pe cineva că nu este înfrânt cu inima? Nu este cu el. Un om care este orgolios și are de toate, Dumnezeu cu el. Să fii înfrânt cu inima ca să faci spațiu gol unde să vină Dumnezeu și atunci el poate să te ajute. Altfel nu. Că nu are loc unde să vină, nu te poate ajuta. Și nimic nu împlinește în viață, că n-ai cum. Și nu poți să fii fericit și nu poți fi nici sănătos. Omul care nu este sănătos și nu este fericit este pentru că are orgoliu prea mare. Prea puțin înfrânt cu inima. Trebuie să facă orice acțiune care să-l umilească, să se simtă umilit. Orice acțiune care îl umilește, îl înalță. Umilința îi distruge regulile, idealurile sfinte, de perfecțiune, de excelență. Deci, printre rânduri se vede și calea corectă, au spus-o. Dar este și calea asta că te nebunește de cap și pe care ei accentuează tot timpul, repetă, repetă, cu miracole, cu învieri. Pentru că știu foarte bine că omul fuge de efortul personal. Și apără averea lui, averea lui. Și asta a făcut Salvatorul, nu s-a atins de averea lor. Vii aici la biserică, te rogi frumos și te duci. Ești liber să te îmbogățești, să-ți întărești averea. Nimeni nu-i spune renunță la averea ta, la mai mult decât ai nevoie, pentru că înseamnă materia pusă mai sus. Atunci pierzi viața pe materie. Materia doar îți ia din energia subtilă și nu-ți dă nimic în schimb. Noi ne încărcăm cu energie, nu cu mâncare, ci
cu sacrificiu personal pentru ceilalți. Asta ne încarcă și ne dă bucurie și împlinire și mulțumire. Sunt lucruri de bun simț puse aici în Școala Iubirii. Aici este o imagine foarte interesantă, la capitolul 10. Un glas îi strigă lui Petru, scoală-te, Petre, junghe și mănâncă. Și Petru a răspuns, nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat fie ce, spurcat sau necurat. Iar glasul a doua oară i-a zis, cele ce Dumnezeu a curățit, tu să nu le zici spurcate. Deci în momentul în care înfrânci pe tine, ești curat la suflet. Și ceea ce îți dă Dumnezeu să mănânci nu e necurat. Și glasul a spus asta de trei ori. Totul vine la Dumnezeu. Toți primim poruncă de la Sfântul Înger. Tot ce ni se întâmplă vine din porunca lui Dumnezeu. Totul. Niciun om nu face ceva de capul lui. Și tot se ocupă doar cu scăderea egoului nostru. Un lucru interesant. Voi știți cum că neiertat este omul care se întovărășește sau se apropie de unul de alt neam. Și toate câte ni se întâmplă sunt poruncite de Dumnezeu. Cu adevărat pricep că Dumnezeu nu este părtinitor. Și cine se teme de Dumnezeu și trăiește cu dreptate, primit este înaintea lui ca să asculte. Deci nouă ne trebuie un singur lucru, ascultare. Toți oamenii care vin spre noi vin de la divin, ca să distrugă ceva în noi, un ego mare, Lucifer puternic. Altceva interesant, ce i-a supris de diavol. Deci Lucifer, egoul din noi, ne asuprește. Dar și asuprirea asta vine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era cu el. Se vede și accentul enorm pe vindecare din afară, că să aștepți să fii salvat din afară, fără să faci înfrângere de sine. Și suntem aruncați în afară de Dumnezeu, suntem văduviți de el, ni se ia dumnezeirea în modul acesta. Pentru că aștepți ca este eu să te salveze, de fapt, închin la exterior, te închin la salvatori, toți capătă autoritate, putere și stăpânire asupra ta. Îți pierzi puterea divină pentru că te supui lor. Asta a făcut biserica. A întărit puterea autorității pământești și a scăzut prezența lui Dumnezeu din noi. Pentru că noi ne-am învățat să punem materia mai sus, ne preocupăm numai de mai mult binele nostru, întărim egoul, ne ocupăm doar de binele lui Lucifer, îl pierdem pe Dumnezeu. Ducem în sus, Dumnezeu este jos în puțin. Deci au reușit. Omenirea întreagă este diabolizată. Așa accentuează închinarea la Iisus cel de sus. Oricine va crede în el, va dobândi iertarea păcatelor prin numele lui. Adică, fără să-ți asumi responsabilitatea jertfei de sine. Extraordinar. Te întâlnești cu Dumnezeu numai când sacrifici binele. Sacrificiul binului propriu este întâlnirea cu Dumnezeu. Așa de simplu. Dar atâta timp cât aștepți ca cineva din afară să te salveze, tu nu faci jertfa respectivă, ar fi însemnat unirea cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu este cu tine. Și când aștept la exterior să vindece, nu te va vindeca niciodată. Exact cum spunea băștinașul acela, mai deștept decât miliarde de oameni. De ce a spera ca în viitor un om care nu știu dacă a existat vreodată, ci este doar un cuvânt într-o carte, să vină să mă salveze, să mă facă fericit, când eu pot să fiu fericit acum? Răspunsul genial. Și i-a umilit pe toți, i-a rușinat pe toți. Realitatea asta este. Toți credincioșii creștini se duc în sus, pe mai mult bine. Se duc la războaie și își urăsc aproapele. Cine i-a divizat? Cine i-a făcut să se omoare? În aprilie, până în octombrie, au murit 1.800.000 țară de deasupra noastră. Cine i-a pus să se omoare? De ce? De ce nu știu că Dumnezeu e peste tot? De ce nu știu? Ei au scos pistolul, steagul lui Iisus în mână și cu insignă cu Iisus în piept. Au scos pistolul și și-au omorât aproapele. Cu zime, numele cui? Iisus cel de sus. Normal, acolo înseamnă goliu pus mai sus. Binele tău, mai pe sus decât toate. Averea ta, averea ta. Asta a făcut creștinismul. Cauza asta acum se distruge. Nu are fundament. Nu e Dumnezeu cu el. Îl distruge, îl destramă. Nici cei care se zic că sunt creștini, nu sunt creștini, pentru că au bunăstare. Au mai mult decât au nevoie. Tot timpul strâng cât mai multă avere. Averea lor, averea lor. Acolo nu este Dumnezeu. Suntem puțin. Ne uităm la sfinții din pustiul Egiptului. Ce se duceau ei acolo și se restrângeau? Trăiau în condiții limitate. Deci ca să te poți întâlni cu Dumnezeu, trebuie să te restrângi, să-ți restrângi ego-ul. Restrângi corpul, condițiile de viață, în spațiu gol vine Dumnezeu. Și numai așa te poți întâlni cu el. Când eul tău este distrus, când restrângi materia, îndepărtezi constant fericirile și atracția acestei lumi, te apropii de Dumnezeu. Și numai atunci. Și e simplu și fiecare poate să facă lucrul ăsta. Dumnezeu nu ne-a dat o strategie complicată, greu de explicat. Nu. Totul este extrem, extrem de simplu, astfel încât oricine să poată să le aplice. Nu depinde de școli, de cultură, de educație, de poziție socială, de bani, de nimic.
Frângerea de sine poate oricine să o practice. Atunci va fi mulțumit. Rugăciunea, liturghia, respirația și meditația ia mulțumirea oamenilor. Pentru că dacă nu te înfrângi pe tine, nu să fii mulțumit. Pentru că nu l-ai simțit pe Dumnezeu. Că ego-ul nu a scăzut. Mai când ego-ul scade, vine Dumnezeu și simți împlinire, mulțumire. Noi nu putem fi fericiți decât când îi facem pe ceilalți fericiți. Un lucru de bun simț, dogmaticii să se ducă în continuare, să strângă averea lor, până nu mai putea. Asta înseamnă iadul întâi. Îndepărtare de Dumnezeu. Ce înseamnă? Iadul întâi. E că nu vor să se ducă mai aproape de El, vor să se îndepărteze de El. Păi asta vrei. O casă mai mare, o mașină mai frumoasă, mai mulți bani, asta înseamnă îndepărtare de Divin. Totul se învârte în jurul ritualului bisericesc. Botez, numele lui Iisus Hristos, dacă nu te botezi, nu vine Duhul Sfânt. Cum să vine Duhul Sfânt? Trebuie să te înfrângi pe tine ca să vină Duhul Sfânt. Că dacă nu ești tăiat împrejur, nu vine Duhul Sfânt la tine. Și zice aici, în capitolul 11 cu 7, un glas din cer i-a zis lui Petru, scoală-te, Petre, junghe și mănâncă. Mănâncă carne. Căci eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Dar glasul mi-a grăit din cer a doua oară. Cele ce Dumnezeu a curățit, tu să nu zici că sunt spurcate. Și când tu ești înfrânt cu inima, nimic din ceea ce mănânci nu-ți mai face rău. Ce face rău? Exagerarea. Mănânci mai mult decât ai nevoie. Asta face rău. Deci vreau să spună că Duhul Sfânt vine decât atunci când crezi în Iisus Hristos că a făcut minuni. Când crezi în minuni. Că când crezi că exteriorul te vindecă, te poate salva. Asta este un lucru foarte grav. Blochează efortul personal de îndumnezeire. Și asta a fost ținta, de fapt, a religiei. Oprirea legăturii cu Dumnezeu. Fără spațiu gol, fără sacrificiu de sine, Dumnezeu nu are loc unde să vină. Noi suntem fără Dumnezeu. Ce preamăreau pe Dumnezeu. Nu poți să-L preamărești decât atunci când te jerfești pe tine după mii de jerfe de sine. Atunci Dumnezeu poate să vină. După mii. Frumos spune aici, îndemna pe toți să stăruiască întru Domnul cu tot din adinsul inimii. Stăruința întru Domnul înseamnă stăruință în sacrificiu de sine. Dacă nu faci o jerfă, nu are loc unde să vină Dumnezeu. Viața trăiește în puțin. Trebuie să jerfești mai multul acesta. Acest mai multul îți ia viața. Că înseamnă materia pusă mai sus. Materia fiind secundară nu poate fi pusă pe primul plan. Că îți ia viața și te omoară. Interesant este că lucrurile acestea din școala iubirii nu pot fi învățate. Poți să înveți pe oameni aceste lucruri pentru că nu le convine la nimeni. Cei care au suferit și au fost înfrânți de Dumnezeu, pot să fie sensibili să audă aceste lucruri. Când o învățătură este transmisă la oameni, este transmisă, depolarizată în primul rând, este transmisă ca să întărească poziția autoritară a celui care o transmite, ca să întărească stăpânirea asupra oamenilor. La școală iubirii nu poate fi transmisă. Pentru că tot ce se spune aici este împotriva orgoliului și ego-ului nostru. Oamenii nu acceptă. În poziția de bine o refuză. Numai cei care nu au altă șansă, n-au altă soluție, ajuns jos de tot distruși, pot să audă. Interesant, un pasaj aici care spune la capitolul 12 cu 7, un înger al Domnului s-a ivit deodată, iar în chilia a strălucit lumină și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat și a zis, scoală-te de grabă. Iar lanțul i-au căzut de la mâini. Apoi îngerul a rostit către el, încinge-te și încalță-te cu sandalele. Și Petru a făcut așa. I-a mai zis, pune haina pe tine și vină după mine. Deci cam așa sună poruncile lui Dumnezeu pe care le primim noi zilnic și nu le știm. Poate vin de la el. Încalță-te cu sandalele, pune haina pe tine și vină după mine. Și ieșind a mers după înger. Și zice mai departe, acum îmi dau seama cu adevărat cum că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scos din mâna lui Irod și din toate câte aștepta poporul iudeilor. Dar asta se întâmplă cu fiecare din noi. Sau nu se întâmplă, funcție de nivelul nostru de orgoliu. Apoi a povestit în ce chip Domnul a scos pe el din temniță. Deci, toate trăirile noastre vin de la Dumnezeu. El ne duce, El ne poartă, El face și desface după socoteala Lui. Noi credem că suntem independenți, dar suntem doar supuși Lui. O să zice la sfârșit aici și a ieșit și s-a dus aiurea. S-a dus aiurea. Dacă i-a dat voie să ducă aiurea, Dumnezeu s-a dus aiurea. Interesant aici ce s-a întâmplat. Irod, îmbrăcându-se în veșminte împărătești, a așezut pe tron și l-a ținut o cuvântare. Dar pe loc îngerul Domnului l-a lovit pentru că nu a dat mărire lui Dumnezeu și a murit. Deci, ce înseamnă mărire lui Dumnezeu? Orice spui să te îndrepte și să îndrepte pe toți în jos. Asta înseamnă mărire lui Dumnezeu. Și când îndrezi pe oameni în jos, îl slăvești pe Dumnezeu. Și n-a făcut asta. A exprimat critică, acuzații, că și-a pus adevărul lui
dreptatea lui mai sus, a fost lovit. Să fim atenți, în momentul în care punem adevărul nostru și dreptatea mai sus și îl acuzăm pe Dumnezeu din oameni, vom fi loviți. Îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat mărire lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă cu fiecare. De unde știi că suntem loviți? Apare ura, mânia, furia, care este ură pe Dumnezeu. Supărarea, toate astea sunt ură pe Dumnezeu. Păi la capitolul 13 spune așa: pe când slujeau Domnului și posteau, deci când te înfrângi pe tine, atunci slujești lui Dumnezeu și numai atunci. Dacă nu te înfrângi, nu slujești lui Dumnezeu. Atunci ei, postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Dumnezeu face miracolul și minunat datorită faptului că ești înfrânt. Iar înfrângerea de sine este chemarea lui Dumnezeu. Și dacă nu ne înfrângem, noi nu-L chemăm pe Dumnezeu. Oamenii se duc la biserică, se roagă, rugăciunea de cerere, se duc cu un lucifer pentru ego, să fie mai bine ego-ului. Și când te rogi, nu te înfrângi pe tine. Dacă nu te înfrângi, Dumnezeu nu este cu tine. Dacă nu este cu tine, vei suferi. Deci ei, mânați de Duhul Sfânt, au coborât. Și toate mișcările noastre sunt mânate de Dumnezeu. Nu le facem că vrem noi, ci că vrea El. Scopul Lui este să ne ducă în anumite experiențe de viață din care să tragem anumite concluzii și învățăminte. Se vede foarte bine că de mii de ani se propovăduiește Evanghelia și oamenii nu se schimbă. Soluția asta că i-a învățat pe oameni, i le-a vorbit, nu folosește la nimic. Biserica a fost întărită prin cei care pedepseau oameni dacă nu acceptau noua religie. Așa a fost întărită, cu forța. Iar tot ceea ce este făcut cu forța înseamnă că acolo nu e adevăr. Era adevăr dacă era, oamenii erau lăsați singuri să aleagă. Acum, aceeași lucru este. Biserica exclude alte păreri, în condițiile în care sunt mii de cărți care arată cum a fost creat creștinismul și toată minciuna care a fost acolo o explică. Și ca pentru ca creștinismul să nu se destrame, ar trebui să pună pe masă ambele opuse și oamenii să fie lăsați să aleagă. Creștinismul să spună părerea, în același timp să lase părerile opuse. Le-au cenzurat, le-au anulat, atunci Dumnezeu vine și îi distruge. Înseamnă că au apărat un neadevăr. Descluzi inversul, apăr un neadevăr. Când cenzurezi ceva, nu e adevărat ce spui. Înseamnă că ești polarizat, ești poziționat. Când ești așa, înseamnă că te pui pe tine mai sus și îi cobori pe oameni și vrei să-i stăpânești. Deci pui perspectiva materială mai sus decât iubirea divină. Iubirea divină pune toate aspectele pe masă și nu ține cu niciuna. În momentul în care cineva excludă o parte opusă, s-a ridicat pe sine, s-a polarizat, va atrage suferința asupra lui. Foarte simplu. Da. Și întotdeauna cei care propovăduiesc o învățătură polarizată sunt vrăjitori și proroci mincinoși, pentru că singurul obiectiv al lor este să stăpânească, să se pună mai sus. O învățătură este divină numai dacă se pun toate aspectele diferite jos și este lăsat omul să aleagă. Doar atunci. O învățătură este divină când unește contrariile. Când spune că și așa e bine, și așa e bine, și invers e bine. Acolo este Dumnezeu. Dumnezeu este nepărtinitor. Învățătură care înclină pe o parte nu e adevărată. Iisus cel de sus și foarte sus este tot timpul aici întărit. Fără botez, fără credința în El, să te închini la El, nu vine Duhul Sfânt. Aiurea. Condițiile în care dacă faci lucrul acesta, nu te înfrângi pe tine. Dar acela este adevărul, că dacă nu te înfrângi, nu faci spațiu gol și nu are unde să vină Dumnezeu. Deci ne-a îndepărtat de divin. Vedem că dacă ne închinăm la Iisus cel de sus și la icoane, ne salvează cineva în viață. Te salvează nimeni. Din exterior nu există, doar singur trebuie să te înfrângi pe tine, să scazi ego-ul, să poată să vină Dumnezeu și numai prezența Lui este cea care te salvează. Lucrul ăsta nu se găsește în rugăciune. Această jertfă de sine nu este accentuată. Este accentuat purătatea, rugăciunea, liturghiei, duci acolo, gata, ai scăpat. Și te întorci unde? La averea ta, averea ta. Și nimeni nu se referă să scadă averea. Să fuge toată lumea, nu mai vine nimeni la biserică. Să repete de fiecare dată, la fiecare slujbă, întorci și obrazul celălalt, să dai și cămașa de pe tine, că în împărăția lui Dumnezeu nu intră decât care dă tot ce este de prisos. Să repete asta și atât. Și garantez că nu mai vine nimeni la biserică. Nimeni. Deci totul este făcut în așa fel încât cele două armate nu se deranjează pe ele și se tolerează. Oamenii zic, te atingi de averea mea, averea mea. Și preoții zic, n-am de gând să mă ating de averea ta. Vreau și eu să trăiesc. Vino și dă niște bani aici. Și îți garantez că nu mă ating. Că omul cumpără
pe Dumnezeu, de fapt. Uite tu, Doamne, nu veni să mă depsești că eu mă ocup numai de averea mea, averea mea. Uite, mă duc și dau bani la biserică, duc din când în când la liturghii, mă mai și rog uneori. Uite, uite ce fac. Da, da, Dumnezeu zice, da, dar nu te înfrângi pe tine și dacă nu te înfrângi, nu faci spațiu gol și n-am unde să vin. Și nu te pot ajuta. Vei duce mai sus. Care va trebui, îți crește agresivitatea interioară, te atașezi de Matei și va trebui să te opresc. Și nu ai scăpare, intri în blestem divin. Domnul zice, nu vreau să fac așa ceva, nu te voi asculta niciodată. Nu voi urma niciodată poruncile tale. Și a zis omul, niciodată nu mă voi înfrânge pe mine. Pentru că pe mine mă interesează averea mea, averea mea. Așa i-a spus lui Dumnezeu, clar. Și asta face. Toată omenirea asta, asta face. N-au nicio treabă cu divinul. Însemna să se ducă în puțin. Toată lumea își ia o casă mai frumoasă, mai mare, să se distreze, să meargă la petreceri. Asta este preocuparea lor. Mașină mai frumoasă, strânge mai mulți bani, să se distreze. Când noi am venit aici să pierdem mai mult binele nostru, pierzându-l, respingând fericirile și atracția lumii, să ne ridicăm mai sus, aproape de Dumnezeu. Oamenii în bătaie de joc, adresa creatorul lumilor, în condițiile în care, așa consider că e bătaie de joc, condițiile în care Dumnezeu e sluga noastră și ne ține în viață și toată natura pe care a creat-o El se supune nouă să ne țină în viață, sacrifică pe sine. Aerul se sacrifică, soarele se sacrifică, inima, celulele, pământul, apa, totul se sacrifică pe sine ca să ne țină în viață. Ne zicem cu obrăznicie, nu mă interesează. Niciodată nu o să mă înfrâng pe mine. Mă duc la biserică, dau bani acolo, rug, geaba, dar nu te atinge de averea mea. Averea mea, averea mea. Dumnezeu zice, dar te voi ajuta să strângi mai multă avere, dar la un moment dat, când agresivitatea ta față de natură, univers și față de mine va fi atât de puternică, cât voi fi nevoit să te opresc cu forța. Atunci nu știu dacă mai trăiești. Ăsta este prețul. Închinarea la biserică, cai verzi pe pereți, meditații, exerciții de respirație, toate acestea, îl aruncă pe Dumnezeu în afară. Omul nu-și asumă responsabilitatea înfrângerii de sine pentru a-L putea găsi pe Dumnezeu. Condițiile în care a fi cu El înseamnă a fi cu cea mai mare putere a Universului, prezența Lui îți poate împlini orice vis. A nu fi cu El înseamnă autoblestem, suferință în toate modurile posibile continuu. Omul alege suferința cât să-L aleagă pe Dumnezeu. Asta este incredibil, incredibil. Și bate joc de Dumnezeu, și bate joc de viață. Eu vreau să mă distrez în viață. Cât mai mult bine. Banii mei, banii mei. Ce ai făcut cu ei? Tu, Doamne, niciodată nu o să fac ceea ce zici Tu. Că Dumnezeu ne-a zis, înfrângeți-vă. Inima înfrântă, nu o voi chinui. Și omul zice, nu mă voi înfrânge niciodată. Nu te voi asculta niciodată. Eu vreau averea mea, averea mea. Banii mei, banii mei. Dumnezeu zice, foarte bine. Te voi ajuta să mori mai repede. Și nici măcar nu știi. Tu vrei asta. Vrăjitori și proroci mincinoși. Ăștia sunt preoți. Zice în Vechiul Testament, peșteri de tâlhari, sunteți primii împotriva căruia voi veni. Și Petru a privit la vrăjitorul acela, care stătea împotrivă. Și fiind plin de Duh Sfânt, adică înfrânt, asta înseamnă plin de Duh Sfânt, a privit țintă la el și a rostit, o tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrășmașule a toată dreptatea, n-ai de gând să contenești, trăbătând căile Domnului cele drepte? Ei de gând să te oprești? Înseamnă polarizare. Omul care este polarizat are viclenie, înșală, este fiul al diavolului, vrășmașa toată dreptatea, care strâmbă căile Domnului cele drepte. Adică ce face? Ne îndepărtează de Dumnezeu. Pune materia mai sus decât divinul. Și acum iată, mâna Domnului te-a lovit. Și orb vei fi și soarele nu-l vei mai vedea până la o vreme. În același clip a căzut peste el pâclă și întuneric și dibuind împrejur căuta cine să-l ducă de mână. Asta se întâmplă cu fiecare din noi. Momentul în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, că ce înseamnă îndepărtare de Dumnezeu? De înfrângere de sine, de slujire, sacrificiu personal, le vrem, le respingem, le bătem joc de ele, râdem de ele, râdem de Dumnezeu. Da, și Pavel ține o cuvântare, bărbați din Israel și voi cei ce vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Cei care vă temeți de Dumnezeu înseamnă cei care sunteți înfrânți cu inima. Da, și părinții poporului care erau în bie, în Egipt, cu braț înalt, i-a scos de acolo Dumnezeu și toate vin de la el și vreme de 40 de ani le-a răbdat năravurile rele și nimicind 7 neamuri, Dumnezeu le face pe toate, le-a dat lor spre moștenire pământul Canaanului, apoi le-a dat lor judecători și proroci și le-a dat împărat, toate vin de la el. Toate schimbările sunt făcute de el. Și cu frică de Dumnezeu să fii, că înfrânt cu inima. Și niciun rău nu poate să vină spre tine. Da, și înfrângerea de sine este mântuire, temere de Dumnezeu. Oricum, noi citim aici și explicăm pentru noi, cei care au suferit destul pot să audă, dar doar dacă Dumnezeu le dă voie.
Este un moment pentru toate să se întâmple. Aici iar îl ridică pe Iisus foarte sus, de nu mai poate. Oricine se înfrânge pe sine, se îndreptează în legea divină. Ce frumos spune, vedeți îngânfaților, mirați-vă și piriți. Că lucrez un lucru în zilele voastre, un lucru pe care nu-l veți crede, dacă vi l-ar spune cineva. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna unește contrariile că este nepertenitor și arată spre jertfă de sine, spre sacrificiu personal. Singura cale de a se uni cu Dumnezeu e că să faci ceea ce face El. El își sacrifică viața ca să ne țină pe noi în funcțiune. El împreună cu toată natura, tot universul, își dau și viața pentru noi ca să ne țină în viață. Iar dacă vă lepădați de cuvântul lui Dumnezeu, nevrednici vă judecați pe voi de viața cea veșnică, singuri. Adică nu o să aveți parte de viața veșnică. Dacă nu ești în frânt cu inima, Dumnezeu nu este cu tine și cum să ajungi mai sus? Că n-ai cum. Și fără prezența lui Dumnezeu nu ai cum să ajungi sus. Ei ne dau bunăstare, ne lipesc de materie. Bunăstarea te trage în jos. Nu dă voie să urci când pleci din lumea aceasta. Te duce în iadul întâi. Prima pe stânga. Și ce înseamnă păgânism? Polarizare păgânismul. Păgânul este un om care are o gândire unilaterală, absolutistă. Chinarea la idealul sfinte, virtuți, reguli absolute, înseamnă păgânism. Nu-i Dumnezeu acolo. Chinarea la un salvator înseamnă păgânism. E total invers decât credem noi. Pentru că Dumnezeu nu e cu tine decât atunci când unești contrariile. Atunci ești în divin. Ești nepărtinitor. Dumnezeu e cu tine și tu cu El. Pune jos de tot unde se strângă apele. Infinit de umil. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o va chinui. Când ești înfrânt cu inima, Dumnezeu e cu tine. N-ai ego, n-ai orgoliu. Nu ai apărare. Nu te aperi. Ai dreptate la toată lumea și dacă cu toate părerile, dai întâietate și mergi pe oameni de jos în sus cu tot respectul. Acesta este cuvântul Domnului. Aceasta este o pregătire pentru viața veșnică, este mântuire. Cât te înfrângi mai mult pe tine, atât te înalți mai mult în lumea de dincolo, concomitent în același timp. În momentul în care tot la capitolul 10 spune Dumnezeu Petru că Dumnezeu i-a arătat să nu zic de niciun om că este spurcat sau necurat. Deci să nu zic despre niciun om că este rău. Deci nu este nimic rău în lume. Asta înseamnă că nu poți să acuzi pe nimeni. Tot ce vine din față vine de la El. El te cheamă, El te respinge. Nu este nimic de comentat, de analizat, de criticat, de acuzat. În Noul Testament, accentul este pus pe miracole, pe vindecări, adică pe exterior. Aștepți salvarea din afară și să nu faci nimic. E foarte periculoasă înfrângerea de sine că te duce la această vedere a lui Dumnezeu peste tot, la spațiul gol unde vine Dumnezeu. Deci asta a trebuit să fie blocată. Prin biserică a fost blocată înfrângerea de sine și prezența lui Dumnezeu, care scade puterea stăpânirii. Asta este locul cel mai important pentru ei. Toată puterea este la noi, dar nu știm că dacă facem ce face Dumnezeu, suntem sluga tuturor, spațiu gol vine Dumnezeu și începe să dorească El pentru noi tot ce este mai bine pentru sine, atunci nu mai ai nevoie de stăpânitor, mai ai nevoie de biserică, de preoți, de medici, de iluminati, de bombe, de boli, de nimic. Prezența Lui rezolvă toate problemele din viața ta. Nu cu bolile trebuie să lupți, ci să te înfrângi pe tine cu orgoliu, să scazi orgoliu, scazi ego-ul. Atunci vine spațiul gol Dumnezeu și îți ridică casele, bolile, cazuri, doi, sfâințele, pierdele, toate ți le ridică. Pentru că ele există, pentru că ești orgolios. Adică pui binele tău mai presus decât tu. Renunți la mai mult binele tău, apare vindecarea. Și apoi la capitolul 9, cu o uceniță, cu numele Tavita, care era plină de fapte bune și de milostenie ce făcea. Și s-a îmbolnăvit și a murit. Dar nu e adevărat. Cu asta nu se poate întâmpla la cel care este înfrânt cu inima. Totdeauna moare numai cel care este orgolios. Sau o pedepsă. Aici au pus o contradicție, o imposibilitate. Deci omul care muncește și face dăruire așa cum face Dumnezeu sau cum face celula, nu se poate îmbolnăvi. Boala este doar o pedepsă pentru orgoliu. Aici au introdus un conflict logic. Tot ce este în fața noastră este creația lui Dumnezeu. Cum să fie spurcată? Stăpânii la lume sunt creația divină, luminatii. Ei sunt acolo cu un rost. Trebuie să ne întrebăm care este rostul. Ce sunt puși acolo? Preoții, biserica, medicii, bolile, necazurile, luminatii. Care este rostul lor? Cu siguranță ca să ne întărească orgoliu și mai tare, facea să vină să ne doboare la pământ. Trebuie să ajungi să-L vezi pe Dumnezeu peste tot. Atunci nu te mai supără nimic. Supără pentru că apărăm un eu. Pe Lucifer. Dacă nu-l mai apărăm pe Lucifer, nu mai este nimic rău în lume. Deci un singur lucru trebuie să facem. Să nu-l mai slujim pe Lucifer, Satana.
ne lepădăm de satana. Că nu faci mai nimic pentru el, mai strângi haine mai multe, mai mulți bani, bogății, comodități, confort, că nu le mai strângi și îl chinuiești pe Lucifer, îi scazi puterea și în locul lui vine Dumnezeu. Atât de să faci, să te îndepărtezi continuu de atracție și fericire aceste lumi. Vei afla pe Dumnezeu. Nu-l afli pentru că mereu îți cauți mai mult binele. De altă parte, trebuie să înțelegem că acești învățați care au scris Biblia cunoșteau cum să obțin puterile divine, dar nu vreau să dea această învățătură oamenilor. Să înțelegem lucrul ăsta, că nu se poate da această învățătură, pentru că ei își pierdeau atâta autoritatea și stăpânirea asupra lor. În momentul în care nu mai aștepți ca un salvator din afară să te salveze, atunci te vei salva singur. Și asta este soluția. Te restrângi, când te restrângi să ridică vărul, atunci îl vei vedea pe Dumnezeu peste tot și vei uni opusele. Și atunci ții o stare de degajare, stare de împlinire, de fericire, de bucurie, că Dumnezeu e peste tot, că nu e singur, că nimic rău nu există în lume și niciun vinovat. Tot ceea ce se întâmplă este bine așa cum vine de la el, din mâna lui direct. Nu există nicio supărare, nicio nemulțumire. Totul e perfect așa cum se întâmplă cu bine și cu rău, cu păcat și nepăcat. Oamenii fug de înfrângerea de sine pentru că înseamnă un efort, înseamnă muncă, iar oamenilor nu le place să muncească. Fug de greu. Numai greul acela este cel care te înalt. Omul lui Dumnezeu caută greu. Pentru asta a venit. Greu ne îndumnezește, ne mântuie, ne înalță. Avem nevoie de greutăți ca de aer. Depășindu-le, ne dăm seama că nimic din aceasta nu poate fi prețuit mai mult decât Dumnezeu. Atunci, recunoaștem ca stăpân și să rămânem cu el. Mai este un pasaj interesant cum Simon vindeca oamenii. Îi amăgea. Asta este vrăjitorul. Uite, Iisus cel de sus, care vindecă oamenii, îi amăgea. Acesta e Lucifer. Lucifer care vrea să-l vindece pe Dumnezeu. În condițiile în care vindecarea nu o face decât Dumnezeu și o face prin suferință, prin greutăți. Dar omul vrea fără durere și asta nu se poate. El trebuie să se înfrâneze de la plăcerile lumești ca în spațiu gol să vină Dumnezeu și să-i ofere vindecare. Numai așa se poate. Orice salvare pe care o face Lucifer îl aruncă pe om în suferințe și mai mari pentru că el nu a înfruntat greutățile care Dumnezeu le-a dat, greutăți care erau singurele și a considerat Dumnezeu sunt singurele care îl duc în înțelepciune, înțelegere, iubire, ce-a fi și îl mântuiesc. Omul fuge de mântuire, el fuge de Dumnezeu. Tot sistemul acesta creat, toată strategia asta este ca să-l apere pe Lucifer și împotriva lui Dumnezeu. Dar această împotrivire continuă se plătește scump. Se pierde energia sufletului pe exterior, pe plăcerile vieții și o plătim cu necazuri, nenorociri, dureri, suferințe, care se duc în viitor. Până și cei care nu mai sunt din neamul nostru vor suferi din cauza noastră. Nici ei nu pot să urce din cauza noastră. Mai mult, când ne ducem spre exterior mai mult, spre materie, atât îi coboară mai jos dincolo. Pentru că noi am coborât, vor coborâ și ei. Ei vor urca numai atunci când noi ne ducem în puțin. Când refuzăm salvatorul, salvatorii, îi respingem. Când respingem tentațiile și atracțiile acestei lumi, comoditatea, confortul, bunăstarea, belșugul, nu le vrem, atunci ne încărcăm cu energie subtilă. Că facem spațiu gol unde vine Dumnezeu. Vine miracolul, vine vindecarea. Noi fugim de vindecare. Fugim de greutăți, noi fugim de vindecare. Sunt și adevăruri foarte mari, așa ascunse printre rânduri în Biblie și Noul Testament și foarte multă minciună, contradicții logice care au darul să blocheze aflarea adevărului. Dar se spun și adevărul. Ei se înfrânau, posteau la 3 la 40 de zile, stirea de 3 zile era fără mâncare și fără apă. De ce nu s-au adresat și nouă direct să ne spună faceți la fel? Înfrângeți-vă pe voi, veți fi liber de împărțirea în bine și rău. Dar nu puteau, că omul fuge de greutăți și alege ușorul. Plăcutul. Deci cum se întâmplă, cum l-a așezat Dumnezeu, este foarte bine pe nivelul nostru de înfumurare și orgoliu. Când acceptăm atracție și fericirea acestei lumi, pierdem suflet. Pentru că materia ne ia din energia subtilă a vieții. În asta constă faptul că îl trădăm pe Dumnezeu. Pentru că fugim de greutăți, fugim de mântuire. Și interesant este cum vorbește și despre carne, repetă de 2-3 ori, creația lui Dumnezeu nu este rea, nu este spurcată, tu ai orgoliu. Împarți în bine și rău. Ești polarizat. Tu vei fi înfrânt cu inima, nu o să-ți mai pară nimic rău, niciunde. Vegan, carne, alcalin, nimic. Când mănânci puțin, Dumnezeu este cu tine. Nu exagerezi. În toate e valabil. Școala iubirii este învățătură de bun simț. Sper să se înfurie dogmatici maxim. Dogma ce înseamnă? Polarizare. Ură pe Dumnezeu. Adică îi zic, numai așa este, în condiții în care iubirea nu este părtinitoare. Acceptă toate părerile. În punctul ăsta de vedere spune că un ateu este mult mai, infinit mai credincios decât un așa zis credincios creștin sau de altfel care este radical.
Radicalismul arată dogmă, arată încremenire într-o gândire unilaterală, înseamnă ură pe Dumnezeu, luptă cu creatorul lumilor, înseamnă posesie, posedare, înseamnă închinare la satana. Înseamnă ceva mai sus, te închin la ceva mai sus, te închin la satana. Înseamnă polarizare, înseamnă respingerea lui Dumnezeu și a mântuirii. Deci, doar Lucifer pune eticheta că ceva nu e bine, că e spurcat, că e rău. Lucifer crede că porcul este spurcat. Cel care în parte crede asta, în parte în bine și rău, în păcat, nepăcat, acela urăște, în parte în spurcat și nespurcat. Când alege o parte, te închină la diavol automat. Și așa afli dacă un om este închinător la satana, că este polarizat, respinge universul. Un acela este posedat, care absolutizează niște idealuri sfinte, ceea ce nu corespunde acelor idealuri și reguli absolute, respinge și urăște. Acela este posedat, se închină la satana. Dumnezeu nu e părtinitor, ar fi foarte simplu, te împuținezi pe tine, nu mai vezi nimic că e mai bun decât altceva, nimic că este mai rău decât altceva. E viața așa cum este, tu ești în divin, ești în iubire. Dar orice polarizare face radical, face să urăști ceea ce nu corespunde idealelor sfinte, să respingi, să lupți cu Dumnezeu și asta înseamnă posesie, posedare, închinare la satana. O interesant a fost că Saul a fost trimis în cetate să stea 3 zile fără să mănânce și să bea nimic. Și Iisus a spus despre el că este în rugăciune. Și când ești înfrânt cu inima, aceea este rugăciunea, înfrângerea de sine. Restrângerea de sine este adevărata rugăciune. Nu ce face omul. Inițiază o cerere, inițiază cu un Lucifer, cu un ego, pentru binele egoului. Cere pentru ego. Adevărata rugăciune nu este o rugăciune de cerere, de înfrângere de sine. Și este de ajuns 3 zile de restrângere, care este o rugăciune de fapt, adică de chemare al Dumnezeu. Unești cu El, te duci în jos, te unești cu El. E suficient 3 zile ca să pornească restaurarea vieții tale și a destinului tău, fără mâncare și fără apă. Deci trebuie să înțelegem că, ca acum, nimeni nu este interesat să-ți dea secretele ca tu să poți să-L cunoști pe Dumnezeu, să te unești cu El, exact ca acum. Și atunci a fost același lucru, nimeni nu a vrut să-ți arate calea spre divin. De altă parte, calea spre divin este neplăcută pentru ego și pentru Lucifer și nu-i convine niciodată. Este grea, nu o vedem, că noi tot timpul alegem ușor și plăcutul. Din cauza asta, ne închinăm la satana cu toții. Să dăm Lucifer. Trebuie să avem sinceritate, să înțelegem că asta facem toată ziua, ne certăm, ne urâm între noi, căutăm ușorul, plăcutul, binele propriu, ne este greu să ne sacrificăm binele pentru ceilalți, să-ți arată cât rai ai în tine, să-ți arată unde vei ajunge. Dacă n-ai puterea să-ți jerfești binele, nu poți să urci. Când adun mai mult decât ai nevoie, nu poți să urci. Păi Dumnezeu nu-L vrea mai nimeni. Este foarte simplu de a ajuns la El, dar trebuie un efort, un sacrificiu și asta nu ne place. Trebuie mii de jertfe de sine și asta este greu. Noi vrem fără efort, fără sacrificiu.